având în vedere că nu avem o scădere semnificativă a numărului de îmbolnăviri noi, faptul că avem în continuare în jur de 150 de persoane la tratament intensiv internați în spitale, faptul că și ultimul weekend de relaxare totuși s-a simțit nu în sens bun la numărul de îmbolnăviri noi, ne face să fim în continuare precauți. Și suntem de părere că se impune prelungirea stării de alertă. Sigur, vor fi mai puține restricții propuse, va fi un pic mai simplu, sunt măsuri care obligatoriu trebuie continuate aproape cu caracter permanent, distanțarea, portul măștii în interior extrem de important, măsurile de igienă, evitarea aglomerărilor mari. Aceste lucruri trebuie să înțelegem că vor rămâne în continuare. Am revenit în direct. Astăzi președintele României și-a asumat să iasă public și să anunțe cetățenii României că dorește să prelungească starea de alertă cu, evident, multe măsuri de relaxare. Este o decizie, o asumare personală. N-a mai fost trimis în față premierul sau reprezentanța ai guvernului. Așadar, după 15, am avea o nouă stare de alertă, un nou tip de stare de alertă, dacă, evident, Parlamentul va vota acest lucru. Președintele a fost ponderat astăzi, nu a mai cerut imperios încă un vot în Parlament. Evident, cei de la PSD au ieșit, au atacat politic, au spus că nici nu se gândesc să mai voteze o stare de alertă. Așadar, lucrurile sunt încă nejucate, da? E rămasă situația în aer, pentru că fără votul din Parlament nu se poate prelungi starea de alertă, chiar dacă această stare de alertă prevede multe măsuri de relaxare. Ați văzut informațiile, lucruri extrem de interesante, vom discuta, da, puterea și opoziția în față aici la Dosar de Politician, mediată această dezbatere de către noi cei din presă. Bună seara, Sabin Orcan, director Newsweek. Bună seara. România, mulțumesc pentru prezență. Ionel Bogdan, secretar de stat la Cancelarea Primului Ministru, bună seara, mulțumesc pentru prezență. Bună seara. Reprezentant PNL și domnul Radu Oprea, senator PSD, fost ministru al mediului de afaceri. Bună seara, mulțumesc bună seara, pentru mulțumesc prezență. Pentru invitație. Sabin, primul comentariu. De data asta, președinte, n-a mai fost așa de virulent la adresa Parlamentului și la adresa PSD. Pe de altă parte, PSD-iștii par convinși să nu voteze și să ducă până la urmă, să deschidă un nou front politic, pentru că nevotată în Parlament starea de alertă, practic n-ar exista. Și atunci, practic, din 15, am revenit la înainte, la data de înainte de 15 martie. Practic s-ar încheia această perioadă de urgență prelungită în România. Păi, eu cred că poate domnii de la PSD, care au votat guvernul, din câte știu eu, PNL e minoritar în Parlament, eu cred că totuși n-au citit, pentru că am văzut declarația domnului Romașcanu, care spune că vrea o dovadă, citez, dovadă științifică de la președintele Iohannis. Păi, președintele a indicat în conferința de presă de astăzi că există un studiu al unui institut din Londra care arată că aceste măsuri luate de toate guvernele din Europa au dus la scăderea numărului de îmbolnăviri, că măsurile astea trebuie menținute atunci când e cazul, pentru a nu ne reîntoarce de unde am pornit. Și anume la... Și relaxate progresiv, că asta a fost ideea de astăzi, progresiv. Au apărut noi tipuri de relaxare. Președintele a făcut un apel la PSD, tocmai pentru că PSD deține în continuare majoritatea parlamentară, el e în opoziție față de guvernul pe care l-a votat doar din punct de vedere politic. Da, aritmetic, PSD-ul e în continuare împreună cu celelalte partide. Am văzut că acum PSD-ul s-a mai îngrășat puțin cu niște oameni care ani de zile au mimat că sunt oameni de dreapta, nu? Domnul Varujan Vosganian și alții. Deci PSD-ul s-a mai îngrășat puțin, PSD-ul deține majoritatea, prin urmare președintele a făcut apel în mod logic la PSD să voteze acest lucru în Parlament. Și acum dovada, dacă avem, ai materialele, nu? Da. Dovada. Domnule Oprea, vorbim despre asta. De ce nu votați starea de alertă?
Vă pune la dispoziție și Sabin, PSD studiu londonez, ca să zicem așa. Nu vreau să fiu răutăcios, aș putea să întreb dacă este ca, chiar și, redeschiderea, ca și redeschiderea școlilor din fața. Nu e cazul. Nu e, domnule. Da? Nu e. Ați fost în acest weekend spre, nu știu, în oraș, la dumneavoastră, în Vamă, eu am trecut prin Vamă, sau ieșirea spre Ungaria, sau dacă ați fost, spre exemplu, pe litoral, am vorbit cu foarte mulți dintre cei care au fost. A fost un weekend extrem de relaxat, ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Cluburile pe litoral, am înțeles că au fost deschise, că au fost plin de lume, și nu știu, fără nicio problemă. Sau rău? Ideea este că, în fapt, de când a apărut acea poză, de când a apărut acel eveniment nefericit, neplăcut, lipsit de respect față de români din biroul premierului, nu poți să mai ceri românilor să creadă în această idee. Pentru că au văzut că ei plătesc amenzi, că ei trebuie să respecte regulile și e corect, legile trebuie să respecte. Și atunci blocăm economic o anumită zonă care ar putea funcționa, nu luăm măsurile necesare în economie, nu mergem spre relansare economică și avem foarte mare nevoie, peste 1 milion de oameni șomaj astăzi în România, insistând pe un anumit subiect. Noi am spus așa, rațional, responsabil, cei de la PSD, dovezi foarte clare de la specialiști, de la epidemiologi și da, ar putea să influențeze. Dar așa cum arată lucrurile astăzi, nu justifică un vot pentru stare de alertă la nivel național. Domnule Bogdan. Cred că domnul Oprea, în primul rând, ar trebui să ne indice dovezile acestea foarte clare de la specialiști pe care dânși le au și nimeni altcineva nu le are. Pentru că ceea ce președintele Klaus Iohannis și guvernul a făcut în această perioadă nu a făcut nimic pentru a-și crește popularitatea și pentru a veni cu chestiuni din acestea populiste cu care colegii de la PSD vin în fiecare zi, absolut în fiecare zi, ba în Parlament, ba pe la televiziuni. Noi am spus foarte clar, aceste măsuri și domnul președinte la fel, aceste măsuri pe care noi le luăm sunt pentru a apăra sănătatea cetățenilor noștri, cetățenilor României. Pentru că dacă nu facem aceste lucruri așa cum trebuie, riscăm să avem un val 2 de epidemie, un val 2 care să ne ducă într-o situație mult mai grea decât am fost până în acest moment. Această stare de alertă, nouă propunere de stare de alertă, vine cu un val 2 de măsuri de relaxare. Deci, domnul Oprea cred că știe acest lucru, că relaxăm treptat ca să vedem reacția. Așa am spus de la începutul acestei perioade, în așa fel încât să nu avem o creștere și în funcție de cum decurg lucrurile, mai relaxăm, mai dăm drumul la activități. Bun, haideți să vedem ce măsuri. Și aș vrea să spun am fost decisi astăzi, domnule Bogdan. Nu există astăzi niciun indicator care să ne spună că economia este oprită, ci dimpotrivă. Am venit cu măsuri economice care să repornească economia. Marea majoritate a societăților comerciale funcționează. Sunt două zone care nu funcționează cum ar trebui să funcționeze sau sunt unele care spre deloc cum sunt cele din industria organizării de evenimente. Însă nu putem risca hotelurile, să avem zona evenimente. De evenimente. Haideți să vedem, domnule Bogdan, măsurile de relaxare noi anunțate de președinte. Se cam deschid toate, evident, cu anumite restricții. Anumite restricții, da? Dar ideea este să poți să menții aceste restricții. De aceea avem nevoie de stare de alertă. După 15 iunie se vor putea redeschide mall-urile, dar fără restaurante și fără locuri de joacă. Vor fi posibile evenimente private, atenție, nu publice, private, cu număr un pic mai mare de participanți, în speță 20 de persoane dacă evenimentele sunt în interior și 50 de persoane dacă evenimentele private vor avea loc în exterior. Pentru a veni în sprijinul părinților care vor lucra, care vor trebui să meargă la serviciu și în perioada vacanței școlare, va fi posibilă, nu obligatorie, dar va fi posibilă după 15 iunie, redeschiderea after school-urilor, a grădinițelor și creșelor private. De asemenea, va fi posibilă redeschiderea sălilor de fitness după 15 iunie, dar cu respectarea
unor norme de distanțare foarte stricte, norme care, evident, vor fi impuse de Ministerul Sănătății. Da. Domnule Bogdan, continuați-vă ideea că am intervenit cu aceste măsuri să le mai asculte odată telespectatorii, da? Practic, inclusiv fitness-ul, dacă a fost o întreagă discuție, se va redeschide. Categorii de business-uri care mai au de suferit. Nu ne convine acest lucru. Nici nouă, nici românilor, nimănui nu-i convine. Vă dați seama că, mai ales pentru noi, nu este deloc o bucurie că oricum pierdem și electoral în această perioadă și toată lumea știe acest lucru. Și nu ne convine nici acest aspect. Dar nu cred că este vorba despre cât electorat putem câștiga, despre câte voturi putem pierde sau câștiga. Aici este vorba strict de sănătatea oamenilor și fiecare parlamentar trebuie să conștientizeze acest lucru când va ridica mâna în Parlament. Vă dau o altă să nu idee. Aibă pe conștiință. Bun, dacă oameni... Nu, domnule Bogdan, o secundă. O idee de introdus în dezbatere, Sabin, domnule Oprea, cum vi se pare ideea ca după 15, chiar dacă nu o să avem stare de alertă, guvernul și autoritățile, da, să facă campanii de informare? Pentru că cu stare de alertă, fără stare de alertă, a purta o mască când intri într-un magazin, cred că deja este la mintea cocoșului și e de dorit pentru fiecare, pentru a se proteja pe el. Igiena, respectarea igienei, cred că este de bun simț. Spală-te pe mâini, folosește dezinfectanți când intri într-un centru comercial, când intri într-un magazin, când intri, nu știu, la, cum să spun eu, la sala de fitness sau dacă mergi la mall și așa mai departe. Adică astea cred că pot fi făcute, acceptate de societate, promovate, da, ideea asta de sănătate, de măsuri sanitare, da, și fără stare de alertă. Da, eu cred că sunt deja promovate. E bine că unii dintre noi am mai descoperit virtuțile săpunului și apei, da? E foarte bine. Dar ce vreau să spun este, totuși, să dau un contraargument la ideea domnului Oprea. Nu putem, domnule Oprea, pentru că nu suntem un stat federal, nu suntem Brazilia sau Statele Unite sau Germania, din păcate. Adică nu suntem un stat federal. Iar ideea că primarul de la Cucuieții din Vale, că prefectul sau un președinte de Consiliul Județean decide niște reguli într-o comunitate și în comunitatea de la granița acelui județ, care nu e despărțit județul de vreun zid, așa cum și-l imaginează președintele Trump la granița de sud a Statelor Unite, oamenii circulă între aceste județe. Ideea că putem da niște ordine locale și într-o comună la discotecă să ducă ea buluc, în altă comună să pun niște reguli, nu pot intra decât, nu știu, 20, abana. Ideea că putem face asta într-o Românie care oricum e haotică de 30 de ani, este, după părerea mea, ca să fiu elegant, absolut idealistă și lipsită de suport în realitate. Deci eu cred că trebuie să analizați mai serios și să nu spuneți nu așa a priori la tot ce propune președintele Iohannis, că până la urmă aici e vorba, așa cum se spunea mai devreme, de soarta românilor, cum spunea domnul Bogdan, cred. E vorba de soarta românilor, nu e vorba de niște voturi. Voturile vă bateți la toamnă, le spuneți cu ce ați realizat, cu primarii dumneavoastră, cu parlamentarii dumneavoastră. Ideea asta că ne jucăm cu, până la urmă, sănătatea, chiar viața românilor, indiferent de ce culoare politică ar fi, că unii sunt votanții PSD, alții votanții PNL, alții votanții USR. Ideea că ne jucăm cu viața românilor și că va decide primarul din Cucuieții din Vale, fie el PSD sau penelist, cel taie pe el capul în legătură cu regulile astea de distanțare socială și de așa, se pare ușor ridicol. Ai dat exemplu foarte bun, da? Astea sunt imagini din weekend, s-au super relaxat românii. Povestea este, eu am fost, vreau să spun și asta. Am fost la Vama Veche. Stai puțin, Silviu. Da. Dă-mi voie 30 de secunde. Am fost la Vama Veche, întâmplarea face. M-a invitat cineva acolo la o nuntă de argint și am fost chiar într-una dintre primele zile. Era pustie Vama Veche, săptămâna trecută, în timpul săptămânii, nu era în weekend. Încă nu se spunsese multă lume. Din Vama Veche. Am fost pustie, să deschiseseră, da, localurile. Da, și am fost pustie, într-un local care e undeva într-o zonă arhicunoscută din Vama Veche, un local foarte bun, foarte curat. Regulile erau foarte stricte. Nu puteai intra... Uite pe imagini. Nu, am văzut, dar nu știu de unde s-a asta. Eu am fost în Vama Veche, într-un local în care toate regulile erau ceas. Nu puteai intra, deși avea pereți de sticlă care au dat la o parte, nu puteai intra în local să mergi la toaletă sau la teșgheasă, nu puteai intra dacă n-aveai mască, se stătea numai pe terasă, mesele de pe terasă erau despărțite la mai mult de 2 metri între ele, mesele nu aveau mai mult de 4 locuri la masă, deci așa erau făcute, deci patronul ăla se pregătise deja ca la carte.
meniurile, tacâmurile erau de unică folosință. Deci sunt și oameni care își respectă business-ul până la urmă. Pentru că dacă te îmbolnăvești de undeva de acolo, mă gândesc că are și el de suferit, măcar ca imagine. Sau te are pe conștiință. Deci sunt și oameni din așa. Și sunt sigur și oameni care nu vor respecta aceste reguli și care trebuie amendați, care trebuie controlați. Dar ce vreau să spun altceva. Ideea că în România... de altfel, asta e un lucru foarte democratic și nu înțeleg de ce PSD-ul se opune și poate discutăm și despre dovada aia științifică, că înțeleg că acum ați numai să avanți la PSD. Dom'le, nu înțeleg chestia asta, adică PSD-ul nu vrea ca românii să fie cât mai mult sănătoși, în stare și să meargă la vot, să-i voteze pe ei sau pe PNL. Ei spun, dom'le, noi spunem nu, starea de alertă. Și cine decide? Păi decide baronul PNL de la Suceava, decide baronul PSD de la Vrancea. Nu, dom'le, nu așa se face în România. În România trebuie să ținem cont de că avem o guvernare, bun, argumentele... asta e, votată și de PSD, și avem niște institute care se ocupă cu asta. Bun, argumentele celor de la PSD sunt însă și altele, da, domnule Oprea, nu știu, dumneavoastră n-ați comunicat pe tema asta, dar am văzut comunicatorii PSD, dumneavoastră spuneți așa, liberalii vor stare de alertă în continuare, pentru ca să-și continue afacerile și combinațiile dubioase. Și achiziții. Este o întrebare extrem de simplă. De ce n-au ajuns încă? Vă mențineți opinia asta colegilor noastre din PSD? Cu certitudine, comisiile de anchetă din Parlament se vor face și cea referitoare la achizițiile din această perioadă și cea referitoare la operațiunea Sparanghelul, cum este cunoscută. Și dacă ajungeți la colegi din PSD, se poate întâmpla. Eu nu cred că vom ajunge acolo, dar nu asta este important. Important, este să afli adevărul. Și cred că este cel mai puternic instrument pe care îl avem toți care suntem aici la masă. De asta vă spun că s-ar putea să ajungeți la niște colegi, nu știu, sunt 27 de președinți de consilii județene, s-au cumpărat materiale sanitare măscuțe și la CJ-uri, foarte bine, nu numai la Ministerul Sănătății. Foarte bine au făcut cei care, într-adevăr, s-au implicat foarte mult în această chestiune, transparent, cu procedurile foarte clare respectate și comunicate oficial. S-au cumpărat pentru pe achiziție directă. Pentru că, da, dar lucrurile se văd. Unul este uniformul unde inclusiv ministrul Tătaru recunoaște că lucrurile nu sunt în regulă. Alt lucru este faptul că astăzi încă nu producem măști în industria de apărare a țării, după o lună de zile s-au cheltuit peste $1 milion și o mască nu este produsă. Alt lucru este... domnule Oprea. S-a produs ura, nu? Sunt la Dragomirești 800.000 de măști în stoc. Săptămâna trecută nu erau niciuna atunci când mass media a întreprinzători privați care au fost sprijiniți de guvernul României și care produc câteva sute de mii de măști pe zi. Ați dat o informație, domnul Bogdan v-a dat o contrareplică, mai aveți ceva de adăugat? Păi puteam să o opresc și eu, dumnealui, foarte des. Deci nu s-a produs nicio mască în România, spuneți. Nu, am spus că acum o săptămână sau când au fost imaginile difuzate, nu se produsese nicio mască și în același timp nu au ajuns încă măștile la persoanele vulnerabile, la cei care au într-adevăr foarte mare nevoie și care au fost pus să aleagă între costul alimentelor, costul traiului medicamentelor și costul măștilor. Și pe aceștia amendam, că acolo au fost cele mai multe abuzuri. Asta e foarte important. Și ca să dau o replică, n-am spus eu, o spune legea și acum dacă vrem să respectăm legea bine în România, că nu vrem să o respectăm, putem să ne pozăm în acea referitoare la starea de alertă, că se poate institui și local. Și se vreau poate, să mai spun un lucru. Se poate. Sunt din Prahova. Da, sunt prahovean. Se poate. Dar nu-i mai bine să o votați în Parlament? Puteți să mă lăsați. Nu, eu stați puțin, să avem numai pe tema asta, terminați de. Nu puteți, nu e mai bine să o votați în Parlament, să o controlați noastră? De ce să controleze baronul PNL din Suceava? Nu e mai bine să controlați dumneavoastră în Parlament treaba asta? E mai democratic. Să-mi continui ideea, pentru că era, zic eu, importantă pentru ceilalți care nu suferă de COVID și au alte boli. Spitalul din Câmpina este declarat spital suport COVID. Nu este nimeni în spital. Toți cetățenii din Câmpina și cei din comunele din prejur care veneau la tratament acolo sunt într-o situație critică astăzi. Și au fost foarte multe lor de poziții. La fel se întâmplă și în Ploiești. Despre lucruri de genul acesta vorbim. De ce trebuie să ținem acele spitale unde nu sunt cazuri, să nu putem să mergem să continuăm tratamentul pentru alte boli? Sunt și alte boli. Sunt boli cronice care au regresat foarte mult. O spun doctorii. O spun doctorii din Comisia de Sănătate din Senat, o spun doctorii de toate culorile politice, din Comisia de Sănătate din Camera Deputaților. Haideți să vedem și lucrurile acestea. Haideți să le îmbunătățim împreună, pentru că și acești oameni au probleme și trebuie să avem grijă lor. Domnule Bogdan. Da. În primul rând aș vrea să... Nu, întrebarea ridicată domnul Oprea și e bună. Când începeți programul pentru a distribui
măscuțe și echipamente pentru persoane vulnerabile, e programul anunțat de Ministerul Sănătății. Este o achiziție publică care este în derulare. Din păcate, știm foarte bine că este o achiziție foarte mare, cu un număr foarte mare de măști, dar eu cred că în cel mai scurt timp vor ajunge măștile la populație. Astea sunt toate semnalele pe care le avem de la Ministerul Sănătății astăzi. În ceea ce privește starea spitalelor, suport. Chiar astăzi domnul Tătaru a anunțat foarte clar că toți specialiștii din DSP-uri lucrează la un program în așa fel încât să nu existe niciun fel de problemă în ceea ce privește suportul și pentru celelalte persoane cu alte afecțiuni. Sunt spitale suport în fiecare județ. Și la mine la Baia Mare există, și la Cluj, și la Hunedoara, peste tot în fiecare județ există câte un spital. Un spital. Și repet acest lucru, pentru că spitalele județene nu sunt incluse în acest tip de spitale suport. De ce nu sunt incluse spitalele județene? Pentru că spitalele județene rezolvă toate, marea majoritate a afecțiunilor cetățenilor, și tocmai de aceea am ocolit prima dată spitalele județene pentru a nu ajunge într-un blocaj pe alte tipuri de boli. La spitalele județene se lucrează la capacitate maximă, doctorii sunt acolo, asistentele sunt acolo și primesc pacienți din tot județul sau din toate județele. Da, haideți să trecem puțin în ceea ce la economie. Publice, cu asta, e important cu sănătatea, vreau să-i spun despre economie. Să fac o singură remarcă. Că spunea domnul Oprea de achizițiile publice. Da, există semnale și noi avem semnale că există anumite achiziții publice care sunt în neregulă. Însă nu puteam să nu dăm drumul la achiziții directe pe perioada de pandemie, pentru că știm foarte bine o achiziție publică cât durează în România, însă și aceste achiziții directe care au fost făcute în această perioadă, toate vor fi și sunt verificate de către instituțiile statului. Deci dacă cineva a făcut niște nefăcute acolo, va plăti pentru ce a făcut. Eurostat, scuză-mă Sabin, să introduc două informații importante. Eurostat arată doar 4 state din UE au avut creștere economică în primul semestru, printre care și România. Tot ziarul financiar mai spune că au început reangajările în sectoarele de activitate, chiar și în Horeca, iar economia România a repornit. România și Irlanda au înregistrat cea mai mare creștere economică dintre cele 27 de state în primul trimestru al anului 2020, vă spuneam lucrul ăsta. Sabin, te rog. Pot să fac și o scurtă observație legat de subiectul ăsta cu achizițiile. În primul rând, după informațiile mele, care de obicei sunt destul de bune, există deja dosare penale în lucru și unele sunt, despre unele s-a scris deja. Sunt date oficiale deja. Da, unele sunt oficiale, altele nu. Există mai multe dosare și la parchetul general există, nu doar la DNA, în legătură cu achizițiile. Și, domne, dacă cineva a făcut ceva în neregulă, eu sunt sigur că o să plătească. Pentru că eu nu cred în povestea asta că scapă cineva vreodată, a la lung, așa. A doua chestiune în legătură cu Unifarm, o singură observație, domnule Oprea. Domnul acesta de la Unifarm, care de altfel face totul într-o secretomanie totală, nu mă miră că el l-a angajat pe fostul șef al Direcției de Protecție Internă din SRI pe la Consiliul de Administrație pe vremea PSD. Vreau să vă spun că domnul ăsta este angajat când Ministrul Sănătății era interimar, domnul Victor Ponta, aliatul dumneavoastră de astăzi din Parlament, a fost menținut de toate guvernele din epoca Dragnea, respectiv Grindeanu, Tudose, Dăncilă, da? Este la Unifarm, nu este instalat de PNL, da? Și noi am scris recent o anchetă, până acum a făcut achiziții de 1.150.000.000 de lei în această perioadă. Am spus noi că au fost tocați netransparent pentru că domnul acesta Ionel de la Unifarm, care repete acolo de prin 2015-2016, nu ne-a furnizat nicio informație conform legii informațiilor publice, în mod ilegal, aș spune, pentru că toți banii sunt bani publici. Domnul Ionel nu este la vreun SRL de-al lui, el a fost acolo instalat, de altfel a lucrat pe la stat multă vreme și în industria privată o perioadă, dar el nu e acolo pe moșia lui. Și eu să vă garantez că procurorii lucrează deja la anumite anchete, după cum și noi jurnaliștii lucrăm la anchete și mai descoperim lucruri și le mai dezvăluim. Dar în legătură cu domnul Ionel, repet, el este din vremuri imemoriale acolo, dinainte de PSD Dragnea,
PSD Ciolacu. E de pe vremea lui Ponta, chiar Ponta personal l-a instalat când era, repet, ministrul interimar al sănătății. Asta ca să știți cu cine avem de a face la Unifarm. Aici te contrazic puțin, ordinul de numire a fost semnat de Raed Arafat. E posibil, în numele lui Victor Ponta. E adevărat, dar era Ponta ministrul interimar al sănătății. Așa este. Adică, da, iar... să nu, uitați acolo, aveți pe Newsweek, da. Generalul SRI care avem face... multe dezvăluiri. Ce vreau să spun? Șeful Consiliului, da, de Administrație este generalul SRI Maranda. Da, Ion Maranda. Ce vreau să spun este fostul general SRI, că e în rezervă. Un general rămâne tot timpul. Sigur. Dar ce vreau să spun este că nu scapă nimeni, domnule. Dacă cineva a făcut prostii în perioada asta, să plătească. Nu cred că are de vreun undeva undă verde să facă lucrurile astea. Eu revin și spun, în acest moment, mie nu-mi place joaca politizarea acestui subiect. Eu cred că aici e vorba de viețile tuturor românilor, alegători sau nealegători, PSD-iști sau PNL-iști sau USR-iști, și că nu am încredere deloc în baronii locali, de orice culoare politică ar fi ei, că ei vor lua niște decizii bazate pe dovezi științifice, că vorbim de aia, poate mai vorbim, ci vor lua niște decizii absolut populiste bazate pe ce simt ei la firul ierbii, fără nicio legătură cu realitatea epidemiologică. Bun. Și cred că asta pot garanta toți oamenii care să pricep la asta. Până se votează, o secundă, că vreau să mergem mai departe pe teme importante, da? Asta este un palier al războiului, cu starea de alertă, o să se tranșeze în Parlament, o să vedem. Eu cred că vor câștiga cei de la PSD, repet, au majoritatea și nu o să mai avem stare de alertă, o să ne protejăm fiecare cum putem, așa cum trebuie de altfel, chiar și fără stare de alertă. Mergem mai departe. Până se votează sau nu se votează starea de alertă, avem niște lucruri deja votate în Parlament, domnule Oprea. Alocațiile, care am înțeles de la domnul Câțu că o să proroge din nou termenul de dublare a alocațiilor din 1 august, nu se știe când. Avem pensiile, 40% în septembrie, lege votată, și avem și salariile educatorilor, da? Dacă așa este corect. Educatorul tot din septembrie, da? De asta ați spus că veți introduce moțiune de cenzură dacă aceste lucruri nu se fac de către guvern și că mai departe veți vedea ce se întâmplă. Eu vă întreb, forțați intrarea la guvernare pentru a opri dezastrul ăsta pe care îl clamați guvernului liberal? Eu spun că sunt resurse și, spre exemplu, pentru alocațiile pentru copii, dacă ne uităm într-un singur cont din buget, acela de materiale, bunuri și servicii, vom vedea că cu 14 ministere, comparativ cu 20 și cât au fost în timpul guvernării PSD, sunt mai mulți bani în timpul guvernării PNL, cu vreo 11 miliarde, bani mai mult decât suficienți pentru alocațiile copiilor. Deci dacă nu s-ar face risipă, dacă ar gospodări mai bine banii, ar găsi și ar realoca banii așa cum trebuie, ar găsi resurse în actualul buget pentru alocațiile copiilor. Lucrurile sunt simplu de văzut dacă știm să ne uităm în buget. Bun, ce-s cu banii aia, domnule Bogdan? L-am văzut auzit, și pe domnul Budoi. Am mai auzit cu această discuție. Cred că este pe punctajul Partidului Social Democrat cu bunurile și serviciile. Însă realitatea este că în bugetul României, astăzi sunt mai puțin bani decât am prins noi în buget la începutul anului. Pentru că bugetul este construit prin execuția bugetară pe parcursul anului. Dacă execuția bugetară nu coincide cu ceea ce s-a trecut în buget, atunci înseamnă că avem mai puțin bani. Drept urmare, nu putem să facem cheltuielile despre care spune domnul Oprea. Sigur că ne dorim să creștem salarii, să creștem alocațiile, să creștem pensiile. Ne dorim să creștem veniturile pentru toți cetățenii români. Vrem să creăm bunăstare. De asta suntem la guvernare. Însă nu putem să aruncăm România în aer. Nu putem să ne batem joc de viitorul copiilor noștri. Asta este cel mai important lucru. Pentru că astăzi, dacă mărim nestingerit alocații și pensii, pentru că, să vă dau o cifră, dacă mărim pensiile conform graficului votat de Parlamentul României, în 2022 ajungem la un impact de 150 de miliarde de lei pe an, de la 72 cât era în 2018. Deci de la 72 ajungem la 150 de miliarde de lei. Cine o să suporte acești bani? Asta este întrebarea. Cine o să poată să-i suporte? Pentru că dacă noi nu introducem astăzi bani în economia reală, în investiții, în mediul privat, cei care produc valoare adăugată, bani pe care stăm noi la guvern, în parlament și așa mai departe, și
pentru care trebuie să muncim să creăm bunăstare în România. Dacă nu reușim să facem acest lucru, nu vom mai avea de unde să le plătim mai încolo. Nu vom mai avea de unde să plătim pensii și salarii, niciun fel de sumă. De aceea trebuie să fim responsabili, nu populiști în această perioadă. Trăim o perioadă complicată. Banca Mondială a anunțat astăzi că este cea mai puternică criză economică din ultimii 150 de ani. Ori aici, în Parlamentul României, parcă suntem într-o perioadă în care câștigăm toți pe rupte, în toată Europa, în toată lumea, parcă curg bani domnule așa. Domnule Oprea spune că sunt bani. Eu v-am întrebat, domnule Oprea, altceva și nu mi-ați răspuns. Dacă sunt bani, dați-i jos, că aveți majoritatea în Parlament, intrați la guvernare și dați dumneavoastră. În septembrie veniți cu pensiile 40%, alocații 40%, mai dați ceva la educatori și ce mai rămâne puteți să dați și la, nu știu, la ce de la sănătate. Declarațiile urmare al biroului politic sunt foarte clare. Ați văzut că este deja o poziție în PSD care spune foarte clar că dacă se ating cu o virgulă de legea pensiilor, atunci vom introduce moțiunea de cenzură. Eu am auzit retorica asta și o să auzim de acum încolo foarte mult, nu sunt bani, nu sunt bani, nu sunt bani. O înțeleg, pot să o explic foarte ușor, să o deconstruiesc la fel de ușor. Ideea este că toată lumea vorbește despre cheltuieli. Da, cheltuim, 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 dar despre venituri, de ce nu vorbim? Aici este fractura logică. Nu vorbim nimic despre faptul că avem cel mai mare gap la TVA, nu vorbim nimic despre evaziune fiscală, nu văd măsuri, nu văd discuții în sensul acesta. L-ați văzut pe domnul Cățu vorbind despre subiectul acesta. Ne spune doar că nu sunt bani și că taie. TVA? Atât, asta spune, încasări? Asta spune. Păi știți cine conduce ANAF-ul? Și cine conduce ANAF-ul? Acum este la omul conducere pus în funcție de Darius Vâlcov. Îmi pare rău, acum de 7 luni de zile conduce PNL și trebuiau să facă lucruri. Faptul adică că să dea afară oamenii PSD-ului. Aici suntem de acord. Spun următorul lucru. Se mândrea domnul Cîțu că a avut România cea mai mare creștere economică sau între cele mai mari creșteri economice în primul trimestru. Este normal să fie așa, domnul Aliu se mândrea. Și este normal să fie așa, pentru că există o anumită inerție. Nu spune cifrele Eurostatului. Ne uităm acum din nou, pentru că Institutul Național de Statistică a publicat din ce se compune această creștere economică. Și vedem odată construcțiile. Revirimentul construcțiilor au fost în ultimul trimestru din 2019 și în trimestrul acesta pentru măsurile luate de noi în ordonanța 114 și e un lucru de necontestat. Și mai spune un lucru. Că s-a întâmplat această creștere pe consum și ce să vedeți? De data aceasta, domnul Cîțu se mândrește. Adică e un consum bun. 3 ani de zile am auzit că am avut o creștere nesănătoasă. Era un consum rău. Și eu vă întreb, de ce acum ai consum bun și când era PSD la guvernare era consum rău? E a treia oară când vă întreb. V-am și răspuns. Dom'le, dați-i jos. V-am și răspuns. Mergeți la guvernare, faceți toate măririle, luați în decembrie 60% și guvernați România. Cu consumul că se închide imediat. Obiceiurile de consum ale românilor nu s-au schimbat. Sunt aceleași. Deci să se hotărască. E consum bun sau e consum rău? Să se hotărască. Deci, guvernare... Atenție, vorbim de primul trimestru când economia funcționa. Starea de urgență a fost cu 15 martie a început. Deci 2 luni și jumătate economia a funcționat de plin. Că sunt sigur că domnul Bogdan are contraargumente. Domnule, am o singură observație. În primul rând, eu nu înțeleg că ajungem până la urmă la filozofie. Știi cum e? Ajung la filozofie. Eu nu înțeleg. Asta este o fractură logică. Deci PSD-ul are majoritatea în Parlament. Repet. Dovadă nu singur. Lumea nu singur că i-a luat pe aia cu Arcanu, pe Vosganian, care 20 de ani a spus că ele de dreapta. A făcut și Uniunea Forțelor de Dreapta. I-a luat pe ele... Da, dom'le, pe liberali ăștia vopsiți, ăștia roșii. Majoritatea în Parlament este pro-România, al de PSD și UDMR. Nu, dom'le, e PSD întâi, că el pe primul loc. PSD-i pe primul loc la număr de parlamentari. Ce mai discutăm aici? Și încă o dată. Deci oamenii ăștia e o fractură logică. Au majoritate, au dat guvernarea liberalilor. Ei au dat-o, că au și votat ultimul guvern Orban. L-au căzut și l-au votat. Hai să ne jucăm de alba neagră. Și cu toate astea, deci dețin majoritatea. Ei mâine poate să facă guvern. Exact cum ai spus tu, da? Acum, sigur că tu ești ironic, pentru că știi foarte bine că nu vor la guvernare cu 3 luni înainte de alegeri. Dar încă o dată, de ce n-au stat dumneavoastră la guvernare după Dăncilă să-și fructifice, nu? Rezultatele lor remarcabile, că pe vremea lui Dăncilă ANAF-ul în casa derupea, domnule. Pe vremea lui Vâlcov și al lui Teodorovici era băi, din TV.
Da, da, și era o onestitate în din România, da. Dom'le, era o onestitate. Și băiatul ăsta, Adrian Ionel de la Unifarm, făcea achiziții netransparente, dar el nu era pus de PSD. Nu, l-a pus acum PNL-ul, dar el de 7 ani, de 5 ani acolo. Deci, încă o dată, e o fractură logică. În orice democrație din lumea asta, democrație modernă, parlamentară, partidul care ajunge majoritar și are o coaliție în jur și face guvernare, domne. Păi și de ce nu vor guvernarea Silviu Mănăstire? Pentru că ei în sondaj acum sunt la 2 și ceva, 20 și ceva, adică, asta e PSD-ul de astăzi, da? A scăzut la jumate față de 2016, s-au dus pe tobogan și acum stau pitiți și numai ies din când în când, scot capul și spun, n-are președintele Iohannis dovești științifice. Păi Silviu, lasă-mă și pe mine... Stați puțin, domnul Oblea. Nu, eu n-am nicio retorică. Stați un pic. Nu, eu vreau să vorbim de PSD, că dumneavoastră dețineți puterea în Parlament. Păi a spus azi domnul Romașcanu. Păi, dacă aveam puterea, domne, a spus domnul Romașcanu astăzi, i-a cerut președintelui dovada științifică, citez, i-a cerut dovada științifică că, într-adevăr, aceste măsuri luate de guvernele din Europa, nu doar de guvernul Ludovic Orban, au dus la scăderea numărului de cazuri și că au împiedicat 3 milioane de morți. Și președintele a citat azi un studiu. Da, oamenii la PSD poate nu l-au citit, că studiul e publicat de revista Nature, făcut de aproximativ 20 de cercetători de la Imperial College of London, și care și în acest studiu, care este, are atașate grafice, video, le puteți spune pe ecran, care arată, dom'le, au desene, ca să înțeleagă, nu trebuie să citească în engleză, Viorica Dăncilă, de pildă, au desene pentru toată lumea, toată lumea înțelege din desene cum, datorită măsurilor de impuse de guvernele din Europa, a scăzut numărul de îmbolnăviri, a scăzut numărul de decese și după care s-a ajuns la o ușoară relaxare și progresiv și așa mai departe. E științific, domne. Și domnul Romașcanu îi cere dovești științifice președintelui, păi ce se facă, să-l trimită președintele să citească revista Nature? Adică ăsta este nivelul de discurs politic, repet, al unui partid care are teoretic majoritate, nu pe sondaje. Dar în Parlament, în acest moment, cu Ponta, cu Vosganian, cu toată oastea aia de strânsură, aveți majoritate. De ce nu vă puneți, domnule, guvern mâine? Că l-ați mai dat o dată în jos pe Ludovic Orban și l-ați pus la loc? Pentru că n-ați vrut la guvernare. Că știți că e greu la guvernare într-un an în care vine pandemia. Și după aia veniți și ne spuneți, nu dumneavoastră, domnul Oprea, în general, partidul ăsta, veniți și ne spuneți nouă ăstora care n-avem nicio treabă. Nu mă interesează că guvernează PNL, USR sau PSD dacă ar merge lucrurile bine. Vin și ne spun, dacă eram noi la guvernare, nu erau atâtea victime în România? Care victime? Că e unul din ultimele locuri în Europa. Uitați-vă la aceste măsuri, uitați-vă la aceste grafice. Dovezi științifice, cercetători din Marea Britanie. Și domnul Romașcanu azi, că nu citise probabil revista Nature, nu i-a trimis-o Viorica Dăncilă, că ea vorbește bine engleză, nu citise graficile astea, că sunt cu desene, înțelege toată lumea. Nu trebuie să fii om de știință. Te uiți pe grafice, vezi cum au intervenit măsurile și cum s-a dus în jos, da, numărul de îmbolnăviri. Am citit și eu astăzi un articol pe tema asta, care spunea foarte clar că asimptomaticii nu infectează pe cei din jur, că deja sunt dovezi științifice foarte multe. Foarte. Ceea ce înseamnă că deja sunt informații foarte multe care arată că asta poate o parte dintre... Da. Așa spune, da, articolul. Domnul, nu știu, domnul ce Oprea, adică dumneavoastră, strategia care PSD este una foarte simplă. Dacă invocați un articol, pot invoca un articol. Nu, domnule, nu, domnul Oprea, avem nevoie de specialiștii noștri. Vedeți că adevărul nu e un instrument, este un scop în sine, că a spus că adevărul e instrumentul nostru. Vedeți că acolo scrie studiu științific, domnule, nu e articol de presă. Da, dar e însușit de autoritatea noastră. Nu. PNL este la guvernare, PNL care guvernează, da, trebuie să președintele vină, Iohannis, trebuie să vină, da, asta vi l-a dat pe tavă. Dacă nu, este citat, dacă nu, este... mai citiți, trimiteți-l pe domnul Romașcanu să-l citească. Atenție, simplu, o sursă citată și de președintele Iohannis nu este opozabilă în instanță cuiva care trebuie guvernul României, guvernul României, Guvernul României. Astăzi la întâlnire cei au care fost sunt specialiști în guvernul României, trebuie să specialiști. Nu e vorba de asta, nu reprezentanții de guvernului, nu, și trebuie a să prezidențială. Vor spune că studiul de Nature este doar cel mai bun, așa face. Lăsați-i și pe domnul Bogdan să intervină. Da, dar trebuie să Oprea, cer scuze. Spuneți niște lucruri, eu înțeleg, aveți un punctaj și trebuie să-l respectați, dar la întâlnirea domnului președinte... Câteodată scriu punctajul, nu trebuie. Adică, știți, e o diferență între noi. Domnule Oprea, da? Eu nu vreau să fiu... să știți ce am ideile principale. Domnule Oprea, astăzi la întâlnirea președintelui Klaus Iohannis au fost specialiști, atât specialiști, cât și reprezentanța ai guvernului, miniștri, și, sigur, reprezentanța ai administrației prezidențiale. Nu a fost domnul președinte Klaus Iohannis și cu domnul prim-ministru Ludovic Orban și au decis, gata, mergem pe direcția asta. S-au consultat, au luat toate datele care, la care
am avut și inclusiv public acces și sigur că dânșii au avut și alte date, le-au comparat și au decis ce măsuri trebuie luate în continuare. Domnul Ciolacu, președintele dumneavoastră de partid, spunea astăzi că domnule, Rafila și cu Arafat nu susțin starea de alertă. Fals! Domnul Arafat și astăzi și ieri a spus clar că trebuie să continuăm cu starea de alertă ca să nu ridicăm toate măsurile, pentru că este foarte periculos. La fel, exact la fel a spus și domnul Rafila, care este un specialist. Haideți să lăsăm specialiștii să-și facă treaba. Noi nu am făcut altceva decât să ascultăm ceea ce spun specialiștii, să urmăm sfaturile specialiștilor. Specialiștii, domnul Rafila, sigur, mult mai, cu mulți ani în urmă, care e un specialist adevărat, un profesionist, a fost chiar senator sau parlamentar PSD, iar domnul Raed Arafat instalat de PSD. El așa a ajuns în guvern. Adică ideea asta, nu sunt, domnule, nu sunt niște aparat nici de partid, domnul Arafat și domnul Rafila, dar sunt niște profesioniști care au făcut inclusiv politică pe partea stângă. Sunt niște profesioniști cărora nu le este frică să vină în Parlament și să discute. Mâine la Comisia de Apărare în Senat va fi domnul Arafat, vom avea din nou discuții. Lucrurile astea sunt clare. Cu siguranță. Fără nicio problemă. Și ideea este că mâine, după ce domnul Arafat va merge în Parlament, vă veți convinge și dumneavoastră. Să votați în Parlament. Și asta nu înțeleg. Domnul Bogdan, dumneavoastră înțelegeți. Dar nu poate să-mi impună votul. Poate fi da? Nu a spus să nu va impus nimeni. V-a rugat astăzi. Interesantă schimbare de paradigma. Păi, da, a spus, dragi PSD-iști, așa am înțeles. A spus, domne, dumneavoastră la PSD, care aveți majoritatea, să votați această lege. Și e logic de ce, că îmi scrie acum un jurist, da? Pentru că sigur că se poate institui starea de alertă doar în anumite unități administrativ-teritoriale. Dar haideți să ne închipuim ce înseamnă ca numai în 20 de județe din România să se pună, deci mai puțin de 50%, cum spune legea, numai în 20 de județe să se pună reguli la discoteci, de pildă, sau la hoteluri, și în alte 21 să nu se pună regulile astea. Adică asta e aberant. Astea sunt niște reguli minime, pentru că oricum vom ajunge la situația în care nu vom mai avea nevoie de lege, nu va mai fi nevoie de stare de alertă și să sperăm că la toamnă nu vom mai avea astfel de reguli stricte. Vă dau un exemplu care mie mi s-a părut absolut aberant. Un pensionar din Prahova, într-o comună, au scăpat oile, 8 oi, i-au scăpat din curte, a venit polițistul și l-a amendat cu 15.000 de lei pentru că l-a reclamat vecinul. N-avea mască. Un și colega dumneavoastră spunea că erau porci. Acum, haideți hotărâți. Nu, e în ziare, dar chestiunea aceasta. Acestea sunt abuzurile care s-au întâmplat și abuzurile au fost făcute din cauza că dumneavoastră n-ați legiferat corect. Și este o realitate pe care... Domnule, ar trebui chiar să vă cer și scuze cetățenilor români. Fie poliție, fie jandarmerie, fie alte tipuri de instituții, există oameni și oameni. Ca și în toată România, de altfel. Sigur că unii au făcut abuzuri în această perioadă, dar cu siguranță ei vor plăti pentru abuzurile pe care le-au făcut. Că nu le-a zis nimeni de la guvern, sau nici domnul Vela, nici domnul Ludovic Orban, nu le-a zis, domnule, faceți abuzuri. Acum e momentul să dăm drumul la abuzuri. Nu asta era ideea. Ideea era să protejăm sănătatea oamenilor. Punct. Asta dacă era. Sănătatea era clară, și viața oamenilor. Nici astăzi nu s-ar fi pronunțat Curtea Constituțională. Curtea Constituțională a spus foarte clar. Felul în care este redactată legea este greșită. Normele au lipsit. Nu au fost definite bine pentru ce să dați amenzi. Acolo au fost amenziile peste 600 de milioane. Legea ați dat-o dumneavoastră în Parlament. Că am fost cei mai... Eu vorbesc despre ordonanța de urgență. Dar a fost constituțională ordonanța de urgență. Vă dați seama că am ajuns de poveste în toată mass media internațională. Pe nivelul amenziilor. Niciun stat în lumea asta, niciun stat nu a dat peste 600 de milioane. A scris toată lumea, a scris Washington Post, au scris toți, New York Times, toată lumea a scris despre noi. Pentru lucrul ăsta. 600 de milioane de amenzi? De lei. Asta aveți cuantumul amenziilor astea. Este cel mai mare în lume. Crezi că liberalii... Deci nu se poate cu statul ăsta poliției. Crezi că liberalii riscă... Să introducem tema, că discutam despre războiul politic. Ăsta este an electoral. Și tot ceea ce vedeți, dragii mei telespectatori, este în cheia asta. Locale, parlamentare, totul este politică și război politic. Crezi că vor pierde sau liberalii au șanse să piardă, să zic așa, alegerile pentru că nu vor face toate măririle astea. Ludovic Orban spune, bă, nu am de unde să dau în esență. Cam asta este textul. Vă dau un 10%. Eu nu cred că actualul... Vă amân pentru decembrie, pentru ianuarie. Eu sunt cinstit. N-am globul de cristal. Dar nu cred, și oricâte luni ar mai fi până la alegeri, în general nu fac pariuri de tipul ăsta.
Pentru că e greu să spui în acest moment, vor fi două rânduri de alegeri decalate la începutul toamnei, la sfârșitul anului. Mi-e greu să spun lucrul ăsta, cine știe ce se mai întâmplă până atunci. Dar vreau să spun două lucruri. Unu, sigur că nu este guvernul perfect, guvernul Ludovic Orban. Dar în același timp nu îmi place că acest guvern, când încearcă să facă și lucruri corecte, pentru cele incorrecte, cred că și-au luat porția de inclusiv episodul cu fumatul, care, mă scuzați, domnul Oprea, nu mi se pare echivalent cu hoțiile comise de domnul Dragnea, pentru care aș pleca la pușcărie. Și faptul că a fumat o țigară premierul și-a luat amenda, și-a luat destul de la electorat, și-a luat destul pe rețele sociale, a pierdut puncte, cu siguranță. Dar ce vreau să spun este că nu îmi place acest șantaj pe care îl face PSD, care, repet, este într-o situație, într-o anomalie democratică în care are majoritatea aritmetică, dar nu vrea să guverneze. Pe de altă parte, totuși, guvernul ăsta, dacă ne uităm la ce se întâmplă în Europa, guvernul ăsta, cum e și guvernul Greciei, de că am văzut că grecii sunt foarte mulțumiți, a luat niște măsuri mai dure poate decât în alte state, dar foarte corecte. Dovada este că acum România este pe un loc mult mai jos în topul internațional al numărului de îmbolnăviri. Nu avem o problemă atât de gravă cum am fi avut dacă în prima fază, când existau voci, nu politice neapărat, din societatea civilă, dacă vreți, existau voci care spuneau că pandemia e inventată. Aduți aminte primele săptămâni. Pandemia e inventată, vrea să ne vaccineze Bill Gates, că acum circulă și toate prostiile astea în continuare. Și guvernul a luat măsuri foarte corecte, poate unele prea dure, poate unele impopulare, dar eu cred că dacă n-ar fi luat aceste măsuri, nu am fi avut astăzi un număr de îmbolnăviri și de decese, din păcate, destul de mic față de ce am fi putut avea într-o Românie după 30 de ani, cu toate partidele la guvernare, având un sistem de sănătate făcut Schweizer. Adică ideea asta că ar fi fost altcineva și ar fi făcut miracole, nu cred în asta. Cred însă că m-am uitat pe un sondaj recent, am uitat pe vreo două, dar unul care arăta destul de bine de la o casă de sondare ceva mai serioasă și care nu are o marjă așa de 20% de eroare, și am văzut că totuși PNL-ul rămâne pe locul întâi în preferințele electoratului în România astăzi. Dacă punem USR Plus, care a mai scăzut, PNL USR Plus se apropie de 45%, adică nu e chiar, iar PSD-ul nu stă deloc bine, deloc. Bun, o să vedem ce se va întâmpla și săptămâna asta. Mulțumesc pentru prezență, nu mai avem timp. Cu mare drag, altă dată facem dezbaterea politică. Repet, avem 6 luni în față de dezbatere și de campanie electorală. Mulțumesc că ne-ați urmărit, urmează Lumea lui Banciu, rămâneți pe Domnul TV. Noi, tot așa, mâine, într-o ediție specială. Numai bine!